Bună ziua, sunt Claudiu Lucaci. Bun găsit la o ediție specială a știrilor TVR. Așteptată cu emoții și chiar cu teamă, prima zi de școală s-a consumat fără incidente sau evenimente neplăcute. Chiar dacă peste 8.000 de elevi și 1.000 de profesori au absentat din motive medicale, cursurile s-au ținut în majoritatea unităților de învățământ. 3/4 din cei peste 2,4 milioane de elevi au participat la ore în format fizic, în condiții de siguranță sanitară. Autoritățile privesc însă cu îngrijorare o altă situație apărută din senin. Întârzierea livrărilor de vaccinuri Pfizer din cauza vremii nefavorabile a dat emoții personalului din centrele de vaccinare, mai cu seamă că zeci de mii de oameni sunt programați la rapel. Vedem imediat cum s-a depășit această încurcătură. Laura Frunoiu ne aduce ultimele date privind numărul de persoane confirmate pozitiv cu SARS-CoV-2. Bună ziua, Laura! Bună ziua, Claudiu, bun găsit tuturor! 2797 de cazuri noi au anunțat autoritățile din peste 30.000 de teste RT-PCR și rapide antigenice prelucrate în ultimele 24 de ore. În capitală s-au înregistrat 335 de cazuri noi, iar rata de infectare se menține în continuare sub 2 la 1.000 de locuitori. Mai precis, în București, rata de infectare este de 1,93 la 1.000. Cifrele ne mai arată că 861 de persoane au fost reconfirmate pozitiv la nivel național în urma testărilor și, din păcate, 95 de pacienți și-au pierdut viața în ultimele 24 de ore. Bilanțul deceselor a trecut acum de 19.000. Iar la terapie intensivă sunt internați 937 de pacienți. De la începutul pandemiei și până acum, în țara noastră s-au prelucrat peste 5.780.000 de teste.